Dom'le, n-ar fi trebuit să întâmple niciodată ce s-a întâmplat în fotbalul românesc. Dom'le, echipă de tradiție, Steaua o echipă de tradiție, Dinamo o echipă de tradiție, Rapid o echipă de tradiție, Universitatea Craiova la fel. Deci, sunt niște embleme ale fotbalului românesc, totuși. Să nu uităm, FC Argeș, acum este în Liga Secundă, dar a învins pe Real Madrid cu 2-1. Mario Kempes era cel mai bun jucător și Dobrin a fost peste el în meciul de la Pitești, pe malul Argeșului. Pe Argeș și în jos, pe un mal frumos, cum zice legenda, cum glăsuiește legenda. Dar, Când era la Valencia. Da, da. Deci sunt niște echipe de tradiție. Da, au bătut și pe FC Valencia, FC Argeș, da. Deci, Mario Kempes era la Valencia atunci, da. Precizarea e corectă. Bun. Spun că n-ar fi trebuit să se întâmple. Asta știu și nu cred că și-a dorit nimeni să se întâmple treaba asta. Bun, și de ce s-a întâmplat? Este FCSB, continuatoarea stelei, domnule. Noi avem niște metehne balcanice. 100%. Și pe la Bulgari avem situația asta. Deci, bine, și la Bulgari, dar măcar bulgarii să nu uităm. Spun CSKA Sofia 1980, dar spun totuși CSKA Sofia. Deci eu zic că, totuși, cea mai bună soluție, dacă sunt orgolii la noi, mărunte, dar există și știu, avem asemenea metehne, nu ne debarasăm de ele nici cu, atunci ar fi trebuit să spunem, dom'le, să fi lăsat Steaua și dacă se creează echipa din Ghencea, Steaua a doua, așa e corect. Deci era o soluție decât acum că e Steaua, că nu e Steaua, că e FCSB, că ce înseamnă FCSB? Și sunt atâtea variante. O situație asemănătoare este la Rapid. Sunt mai multe echipe. E o echipă prin Liga 4, înțeleg. La Dinamo, la fel, este una AFC Dinamo, mai este una CS Dinamo. Cea care este în prima ligă este Fotbal Club Dinamo, FC Dinamo. Păi, dom'le, ce e asta? Nu mi se pare totuși corect și e nedrept, fiindcă, dom'le, echipele noastre de tradiție au reprezentat ceva și rămân în istoria, în istoria fotbalului mondial. Steaua totuși a luat Liga Campionilor de astăzi, Cupa Campionilor în 1986 pe malul Guadalquivirului andaluz, deci în 1986, deci mai. Deci este ceva, dar asta este. Nu cred, deci opinia mea este fermă. Nu trebuia să se întâmple așa ceva. Și dacă s-a întâmplat, măcar să revenim și să fim cu picioarele pe pământ și să rezolvăm problema. Dar măcar nu e interesat nimeni să rezolve. Marius, bine că nu se întâmplă și la Dinamo și la Rapid așa. Din păcate. Păi nu că am înțeles că sunt și probleme tot așa cu instanța, cu... Da.